Bine m am regăsit, continuăm cu declarația președintelui Wilson vis-a-vis -vis de teoria evoluției. Am văzut care este poziția papei, să vedem care este poziția președintelui Convenției Generale. Neil Wilson a făcut o declarație foarte autoritară în august 2014 la Convenția Anuală de Dialog între Știință și Biblie. Ce este cu această Convenție Anuală? Uh, această convenție anuală s-a ținut regulat din 2002 și a fost uh, organizată din cauza că unii de la, unii teologi conservatori și laici conservatori și administratori au fost îngrijorați de faptul că în școlile noastre profesorii de științe naturale înclină tot mai mult spre paradigma evoluționistă. Când spun înclină tot mai mult, vreau să spun că vorbesc tot mai peșleau despre paradigma evoluționistă. Oamenii știu ce știu, dar n au să vorbească. Însă au început să vorbească tot mai deschis și tot mai clar despre uh, ceea ce înțeleg ei cu privire la lumea naturală. Uh, un exemplu pe care l-am mai spus, îmi spunea un student de la Loma Linda, că profesorul le a spus la biologie umană și ceva uh, la biserică credem că lumea a fost făcută în șase zile. Aici, la cursul de științe biologice, credem că lumea a evoluat. Da? De ce? Fiindcă altfel nu putem înțelege biologia, și implicit nu putem înțelege știința medicală. Așa că uh, sunt administratori și teolog și lideri spirituali care sunt îngrijorați. Și decizia a fost să se organizeze o conferință anuală. Conferința aceasta anuală a început ca un dialog. Dialogul a avut loc în 2002, cum era de așteptat. Toți profesorii de științe care nu sunt plătiți de biserică, deci lucrează în lumea reală, ca să zic așa, au susținut evoluția și timpul adânc. În timp ce teologii, cel mai vocal dintre ei, vin predatorul sexual Samuel Kipipim, autorul cărții Receiving the Word, teologii în frunte cu acest predator sexual au susținut clar că lumea a fost făcută acum câteva mii de ani în șase zile de câte 24 de ore. Și situația aceasta cu Pipim mi-aduce aminte de romanul Elmer Gantry, ale Sincre lui. În Elmer Gantry, Frank, un pastor baptist luminat, cumva, cumva în Texas, ia atitudine împotriva fundamentaliștilor. Care luptă împotriva predării evoluției în școli. Și nu este clar dacă Frank el însuși crede sau nu în teoria evoluției. Cert este că e pentru toleranță și pentru neamestecul unei autorități religioase în știință. Dar mai mult decât atât, Frank este un erudit care citește Biblia în ebraică și înțelege Biblia în context cultural și critic, nu ia literal. Fiindcă știe ceea ce știe orice teolog serios că Biblia, mai ales raportul genezii, nu poate să fie la literală. Așadar, Frank intră în conflict cu Elmer Gantry, care, așa cum știm cei care am citit cartea, este un predator sexual. Și deznotământul conflict este că Frank este linșat, bătut cu biciu de frații creștini din Texas, care i scoși ochi, E fericit că scapă cu viață, deși e distrus. E rămâne invalid pe viață și, Dumnezeu că și pierde și postul, în timp ce Elmer Gantry uh, prosperează ca predicator al Evangheliei și predator sexual. Uh, mă rog, acest conflict ideologic între Samuel Pepin și oameni cinstiți, care nu vor să mintă. Mi-aduce aminte de Elmer Gantry. Dar să mergem mai departe. Uh, în 2002 uh, a fost postată pe internet. Uh, conferințele de la prezentare de la de la summitul știință și religie la Glacier View a avut loc și au a fost câteva prezentări foarte bune. A fost o prezentare excelentă despre datele radiometrice. A fost apoi câteva prezentări unor teologi zis liberali care au arătat care sunt problemele hermeneutice ale textului Geneza. Toate aceste prezentări au dispărut de, din blogosferă, nu le mai găsesc. Se minte că eram atunci în Georgia și a venit uh, unul dintre profesori de la Southern University, profesor de teologie, s-a întors de acolo și trei zile ne-a a făcut o prezentare pastorilor. Printre altele, am fost asigurați că la Southern niciodată să fim liniștiți că studenții vor fi protejați de informație științifică. această idee, ideea, vor fi ținuți în ghetto, în bubble. Uh, însă ce m-a ce m uimit la această prezentare? Eram încă într-o perioadă de căutare. Și cum fac, cumva căutam uh, până atunci adoptarea creaționismului de către mine. Se bazează pe ideea că anumiți uh, oameni de știință, cei din America, așa credeam, știu ce spun. Și că noi în lumea comunistă nu știm toate lucrurile, mai ales că e ideologia asta comunistă și așa mai departe. Pe măsură ce mijloacele de informație s-au înmulțit și accesul la informație devine tot mai rapid și tot mai adânc și tot mai divers. Și am cunoscut mai bine cine erau acești, așa zis, oameni de știință. În ele mele au început să ia viață din nou imediat vorbinerea în America. Așa că în 2002 încă încercam disperat să găsesc un motiv să am încredere în ceea ce spune biserica. Ce m-a uimit la acel seminar a fost mai întâi ignoranța totală în problemele științifice ale profesorului respectiv. Era un ignorant. Nu, mi era mie greu, ca unul venit din România, era greu să îmi imaginez că cineva cu doctorat în teologie, care implică, mă rog, doctorat în teologie, implică explorarea unor domenii cum este logica și istoria filozofiei și a gândirii, și volens knowledge implică și un contact cu știința în timpurile moderne. Menea, vreau să cred că un, cineva care are un în teologie și predă la o universitate este așa un ignorat na, cu privire la teoria evoluției, care este paradigma uh, cheie a a, cum să spun, a moderne și care implică intersecția mai multor discipline, de fapt, care iarăși definesc concepția noastră modernă despre univers. Chiar dacă nu ești un om de știință, ca filozof, ca teolog, trebuie să cunoști concepția științifică despre univers ca să oferă o interpretare, să oferă o apologie, mă rog, o critică, dacă vreți, de pe poveste logică. Dar trebuie să știi, acest profesor era un ignorant. Însă, ce mai mult și mai mult a fost faptul că colegii mei pastori au foarte ignorați. nu înțelegeau nimica. și nu, că mă consider eu prea deștept. Însă, în general, am preferat să mă consider că nu sunt mai deștept decât alții, ca să, că atunci când te consider că ești mai deștept decât alții, nu mai înveți de la alții. Și tot am fost dispus să înveți de la alții. Însă, în acele trei zile, parcem la discuții, mi am dat seama cât sunt de ignoranți. După ce am pus două sau trei întrebări în prima zi, am tăcut celelalte două zile, n-am mai zis nimic. mi a dat seama că, ca și Iisus în fața al lui Irod, n-am mai, mai spus niciun cuvânt, că n-am cu cine discuta. Uh, orice spuneam, ar fost înțeles greșit. Uh, de unde această ignoranță? Uh, Adevărul este că uh, un adnes de ziua șaptea, mai ales un uh, profesional adnes de ziua șapte, deci un, un pastor, un uh, medic, un teolog, uh, uh, trăiește într-un babă. Într-o bulă care îl izolează de lumea uh, din afară. El face de la grădiniță la doctorat, el merge doar în școala adventistă. Dacă cuvea, are niște cursuri în alte universități. Acestea sunt dozate cu grijă și redus la minimum. Uh, pe lângă asta, lumea, societatea cu care interacționează toată viața lui, ca familie, ca prieteni, este adventistă. Dincolo de acest cerc îngust, există o altă lume. Deci, dincolo de această insulă, există un lac. Și acest lac este lumea evanghelică, în care există de asemenea multă confuzie. Este vrea că în lumea evanghelică există mai multă diversitate, există mai multă toleranță. Deci evanghelicii au poziții mai anacronice decât adventiștii în multe lucruri, inclusiv în știință și religie și creaționism. Dar pe de altă parte, dacă există persoane progresiste sau minți mai luminate sau cum mai luminate, Acestea pot să existe. Mă rog, dacă vreau să înființez o religie nouă în America, am nevoie de un cort și un lac în care să botez oamenii. Și am făcut o religie nouă. Nu e nicio problemă asta. Însă, uh, un avantaj la acestui sistem uh, anarhic este acela că există diversitate. Dar în ciuda diversității, există multă confuzie, multă pseudoștiință, multă politică, uh, multă ignoranță. Și uh, acest lac pe care se află Insula Adventistă. Insula Adventistă, dacă comunică cu lumea din afară, comunicarea trece peste acest lac evanghelic în care se află. Mai departe, acest lac, de fapt, nu este înconjurat de pământ, ci este într-o rețea de lacuri, cu limbi subțiri de pământ între ele. În sensul că, în America, bisericile, religiile, organizațiile non-profit sunt o grădiniță. În care copiii se joacă între ei sub supravegherea guvernului. Deci, ceea ce are grijă puterea este ca aceste biserici să se respecte, să nu se bătaie între ele, ci să se joace civilizat. În rest, însă, există această noțiune de corectune politică care face ca discursul public să fie foarte atent să nu calce pe bătături pe unul sau pe altul. Și, dincolo, între aceste diverse lacuri care care sunt mai mult sau mai puțin religioase, mai mult sau mai puțin seculare. Există un public, în general în America, în general există un public foarte neinformat și foarte superficial și cu o educație medie foarte scăzută. Limbile de pământ subțiri de care vorbeam sunt zonele formidabile de știință ale Americii și acele zone în care studiul logicii și al și gândirea critică, și analiza problemelor de orice natură, și dialogul cu privire la orice fel de problemă, este ridicat la un nivel cum nu se găsește nicăieri în lume. Vreau să recunosc că, ca vârfuri, America este deasupra la orice altceva în lume. Există o anumită cultură a elitei americane, care este foarte științifică, și foarte logică, și foarte analitică și foarte deschisă și flexibilă. Dar aceasta nu este cultura populației generale. Ca atare, ce vreau să spun este că cineva care trăiește de mic până la bătrân într-un babă la adventist, este, are foarte puține șanse să străpungă acești pereți, fiindcă dacă este ca în infernul Dante, dacă treci un cerc, dai de alt cerc, da? Deci sunt nouă cercuri, sunt mai multe. Deci, dacă Citești ceva care nu e adventist, probabil va fi o carte baptistă sau Pentecostală, și dacă te duci mai încolo, poate că vei, vei găsi ceva foarte corect politic și ceva cu generalități, mă rog, cu fel de umanism ăsta ieftin, de stângă superficială, e, e, foarte, e foarte greu să, să nu atingă această confuzie. Și ca tare am înțeles că asta este situația în America. Și asta a fost prima mea experiență cu uh, conferințele Biblie și știință. Între timp, tonul s-a schimbat. În sensul că dacă la prima conferință exista o dorință de dialog. Și așa cum v-am spus din experiența mea, acest dialog nu a ajutat cu nimic pe cei care cumva cumva au avut acces la el pe internet, pentru că a venit profesorul de la Southern să ne explice cum e cu acest dialog și cum e cu evoluția. Așa a fost mai simplu să primim de la el și după aceea însă ce s-a că dialogul a încetat. Cu cât am înțeles mai mult în timp, până în 2014, dialogul a încetat și sentințele autoritare au luat locul argumentelor științifice și logice. Și aici suntem în 2014. În anul 2014, această întâlnire între profesori și teologi, dialog știință și Biblie, care nu mai sunt dialog de fapt, așa, este o Ocazie de îndoctrinare și de indicații, de instrucțiuni cu privire la ce trebuie să zică cineva care se angajat de biserică. Această conferință a avut loc la, în Utah. De ce a avut loc în Utah? Motivul pentru care a avut loc în Utah este, citez, că în Utah sunt multe locații cu, cu caracter arheologic, paleontologic, geologic și biologic, care trebuie care e bine să fie vizitate. Acum, înțeleg, iertați-mă că mai fac aici o paranteză, dar este foarte importantă. Înțeleg că în Utah sunt multe locații interesante de văzut din punct de vedere geologic și paleontologic. Dar nu înțeleg ce relevanță arheologică poate să aibă o locație din Utah pentru o, o conferință despre știință și Biblie. Există arheologie biblică în Utah? Uh, înțeleg că există arheologie în Utah, că e vorba de indieni, da? Dar are asta vreo legătură cu Biblia? Aici, aici e ceva dubios. Și de ce spun aceasta? Fiindcă uh, voi reveni mai târziu, uh, pe parcursul prezentării, la acest subiect al arheologiei biblice în Utah. Și uh, o să-mi permit să fac câteva. Presupunere. Deschiderea Convenției a blocat Nevada, la Las Vegas. Și <coughs> președintele Wilson a deschis Convenția cu o comentare. Această comentare este prezentată în buletinul Conferinței Generale și TED News pe 18 august 2014, Silver Spring, Maryland. Și citez din, din uh, uh, buletinul Convenției Generale, președintele Ted Wilson a afirmat forcefully, deci am citat cuvântul în engleză, forcefully, că viața a existat pe pământ numai de câteva mii de ani, mă rog, rom, idiom românesc, că viața există pe pământ numai de câteva mii de ani has existed, se traduce cu există, da? Deci președintele Wilson a afirmat forcefully că viața există pe pământ numai de câteva mii de ani. Ce însemnează forcefully? Forcefully uh, însemnează cu putere. Ce însemnează cu putere? Înseamnă că Wilson a strigat tare? Nu. Însemnează că Wilson a avut uh, o anumită putere de convingere. Nu mi se pare însemnează că n a vorbit cu autoritate, că n a vorbit dogmatic. Și suntem la deschiderea Convenției. Înainte ca să un dialog, înainte ca să fie făcută o prezentare, ca să fie adus un argument, deja președintele Olson ne spune care trebuie să fie concluziile cercetării științifice. Viața există pe doar de câteva mii de ani. Punct. În, uh, întrebarea mea este. Și vorbesc de gen ca unul care contribuie la această biserică cu banii mei, sau am contribuit din salarul meu la această biserică. De ce trebuie să se cheltuiască zecimea noastră și donațiile noastre? Ca niște profesori și niște pastori să stea împreună două săptămâni, numai ca să repete ce a spus Wilson în prima zi. De ce nu este suficient ca Wilson să spună, viața există pe pământ de șase de ani, în punct, și acum plecați acasă. Ce rost mai are conferința? Ce rost mai are dialogul? E probabil ca și alegerile. Să ofere o legitimitate pentru ceva ce este impus în mod autoritar. Să mai departe. Profesor, nu e vorba de pastor, profesor. Deci vorbim de profesor de știință, ca să fie foarte clar. Deci acei oameni care au studiat biologia sau geologia, științele vieții, uh, uh, profesorii, care cred altfel, trebuie să nu se numească adventici de ziua șaptea și să nu lucreze în școli operate de biserică. Profesorii care cred altfel. Problema cu profesor este că ei nu cred altfel, ei știu altfel. Dar e profesor ca să știe profesorul de știință nu e profesor de Biblie. Scopul lui nu este să ne spună ce crede el și ce trebuie noi să credem, cine a poruncit Dumnezeu să credem ca să ducem în ce cer, da? Sau să ne conducă nu știu ce experiență mistică, ca să înțelegem ceva prin credință. Scopul unui profesor este să ne explice, să ne ofere argumente. Și așa că un profesor nu crede, ci un profesor trage concluzii logice pe baza unor argumente, pe baza faptelor, pe baza demonstrațiilor. Și uh, atunci când se spune profesor care cred altfel, să nu se mească pe adventiști și să nu lucreze în, în școală operată de biserică, de fapt, ni se înțelesul este profesorii care vorbesc altfel. Pentru că nu poți să faci pe profesor să creadă altceva decât ce știe el, da? Nu-l nu, nu, nu poți face pe un profesor de geografie să creadă că Pământul este plat. El știe ce știe. Însă îl poți face să nu spună că pământul e rotund. Asta este ideea. Ideea este că profesorii trebuie să tacă. Nu e vorba de un dialog de știință și religie. Este vorba aici de niște direcții foarte clare date bisericii. De ce? De ce acest ton autoritar? Răspunsul la această întrebare va fi subiectul ultimele mele prezări în această săptămână. Să vedem mai departe. Toți profesorii trebuie să țină în mod ferm la conceptul unei creații literale care a avut loc recent, bazat pe uh, textul exact al Bibliei și întărit explicit de Spiritul Profetic. Și ne a dat două texte, două referințe biblice. Geneza 1 cu 2 și Psalmul 33, 6 și 9 am mai vorbit despre problemele literalismului genezei în psalmul 36 9. știți ce scrie în psalmul 36 E un text pe care îl știu pe din afară, chiar dacă nu pot să recit din afară, la am memoria atât de bună dar ni se spune că cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștrea lor a fost făcută prin suflarea gurii lui hai să luăm Biblia așa cum este mai întâi cele o știre. Dacă lăsăm Biblia să se explice singură, înțelegem că este o știre în mod literal. Că stelele sunt îngeri, sau sunt ființe inteligente. Dacă vrem și un material extra-biblic, apocrifele iudeilor vorbesc foarte clar de faptul că stelele sunt oaste, sunt ființe inteligente. Când uh, Isaia spune că el cheamă stelele pe nume și niciuna lui nu lipsește, nu folosește o metaforă, ar fi e frumoasă ca poezie. Nu zic că poezie este splendid, dar din nefericire nu este poezie. Concepția iudeului era foarte literalistă în privința asta. Dumnezeu face apelul la, de dimineață sau de seară la stele și nici nu lipsește de la apel, la apel. Dar merge mai departe. Au fost făcut de prin suflarea gurului. Ce înseamnă suflarea gurului? Deci știu în ce însemnează. Însemnează bioxidul de carbon care este eliminat din plămâni. Însă pentru evrei, din timpul psalmistului, suflarea era o a sufletului. Ea era, era ceva lăuntric. Nu aveau idee de circulația sângelui, de... nici nu știau că există oxigen. Nu știau nici mai cred că există aer. Nu realizau că există aer, da? Și atunci suflarea era ceva, suflarea de viață care a Dumnezeu în om. Suflarea lui Dumnezeu așa cum cineva uh, suflă și face aburi pe geam și desenează pe geam, Dumnezeu cu suflarea lui a făcut abur și a desenat universul, dacă vreți, și universul la viață. Deci, ce avem aici este bagheta magică despre care vorbea Francis Cântei. Acceptăm literal că Dumnezeu a făcut universul cu suflarea lui? Este Biblia chiar atât de exactă, ne spune metoda exactă de creație din suflarea lui. Dumnezeu a răsuflat, în ce a răsuflat în vid? Are Dumnezeu plămâne, are metabolism și cum a făcut Dumnezeu cu surarul lui lumea într-un spațiu vid. Și există un tablou adventist. În vremurile mele de naivitate, în care optimismul meu mă făcea să văd realitatea în culori mai pozitive decât este, de fapt. Vedeam acest tablou ca, ca fiind doar o metaforă, un simbol. Tabloul acesta l-a ajuns de multe ori. Este Isus îmbrăcat în hainele lui, în hainele, mă rog, unui unui nazaritian, unui iudeu din secolul I, cu acea manta uh, peste tunică, cu barbas și cu părul specific, în mijlocul spațiului, cu mâinile la gură, strigând și apar din uh, spațiu, apar diverse, diverse corpuri cerești, galaxii, sisteme solare, Pământul, bineînțeles, și așa mai departe. Dacă îl găsiți, spuneți-mi unde se găsește, dar tabloul este foarte, foarte familiar. Am spus că l-am luat de multe ori ca o metaforă, dar acum înțeleg că nu-i nu cos la metaforă. Cei mai nu este credincioși cred realmente că a suflat și a strigat și au apărut. Unde? În spațiu, în spațiu vid. Nu mai vorbesc de faptul că spațiul în sine are un început ca și timpul. Luăm spațiu newtonian ca un recipient gol dar în acest spațiu gol, cum a răsuflat, cum a strigat, pot lua literal că Dumnezeu s-a jucat în pământ și din pământ a făcut și a suflat a suflare de, de, viață, a suflat și a luat ființă, este magicianul cu bagheta. O îl să ne spune că acest trebuie luate literal. Întrebarea mea este, poate un profesor să lea literal? Un profesor de biologie poate lua literal? Un profesor de biologie care știe că viața e bazată pe carbon poate lua literal că de, știe că pământul e făcut din siliciu, că Dumnezeu l-a făcut pe om din siliciu, nu din carbon, a, a suflat de viață soliciu a cu carbon. Și e, cum a modelat Dumnezeu pe om cu mâinile lui? A modelat fiecare celulă, a modelat fiecare organ, a modelat fiecare aspect? Ce s-a întâmplat acolo? Și, pormod, a suflat. E, vei spune, e, nu. Asta sunt simbolice. Când spune că Dumnezeu a făcut cu mâinile lui, s-a plecat și l-a lut, noi înțelegem că a fost o lucrare specială. Astfel în mod de a spune. Cei mai mulți dintre credincioși înțeleg literal lucrurile acestea. Și ceea ce recomandă Wilson este înțelegerea literală. Pentru că dacă nu luăm totul literal, cine ne spune ce putem la literal, ce putem lua simbolic? Uh, uh, <coughs> Uh, mai departe, Wilson ne recomandă, uh, citea de Elen White, din Ellen White, citez, citează Wilson, citez citatul lui White, Dumnezeu, zilele creațiune au fost zile de 24 de ore de la răsărit, uh, cu răsăritul și apusul soarelui. Uh, nu cu un răsărit și un apus. Uh, uh, și întreabă retoric președintele, How much planner could it get? Cât putea să vorbească mai clar de atâta? A fost 26, zi, 7 zile, de câte 24 de ore cu răsărituri și a pus Foarte clar. Nu este clar. să fie cu iertare. Mai întâi, pat, primele 40 zile n-a existat soare. Ce a determinat răsărituri și a pus Păi, a fost. Dumnezeu a făcut o sursă de lumină. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. A fost o sursă de lumină fixă și pământul s-a învârtit în jurul axei sale. Nu spune asta în Biblie. Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost o seară și o dimineață și aceasta a fost ziua întâi. Se pare că în tot universul. Dar, accept ideea, ceea ce nu spune în Biblia, dacă iau literal, că Dumnezeu a creat o sursă de lumină undeva fixă pe cer și a fost, o, și a fost seară și dimineață. Deci, ce problemele? Mai întâi, că ziua de 24 de ore nu este timpul unei rotații a Pământului în jurul axei sale. Pământul se rotește în jurul axei sale în mai puțin de 24 de ore. Dacă nu creșteți ceva, cam un minut sub 24 de ore. De ce? Ziua solară e mai lungă decât ziua siderală, din cauza că Pământul pe când că se învârte în jurul axei sale, se învârte și în jurul Soarelui. Și e normal că să, zic eu, să câștige un de lumină în plus, datorită rotației în jurul Soarelui. Așa că, întrebarea, confuzia pleacă de la faptul că dacă nu există încă Soare și Pământul nu se vedea în jurul Soarelui, cum există zi solară, numai pe bază că Pământul se vedea în jurul axei sale, ziua solară e de 24 de ore, ziua siderală nu e de 24 de ore. Deci primele trei zile nu au fost de 24 de ore. merg mai departe. Până la urmă, ce anume determină ziua? Rotația Pământului în jurul sale sau rotația sau răsăritul și apusul Soarelui. Pentru că rotația Pământului în jurul uh, sale determină timpul sideral. Și noi pierdem patru zile în fiecare an. Așa că. Uh, sau. Cred că pierdem o, uh, pierdem o zi la patru ani, mă scuzați, da? Uh, deci, uh, noi pierdem. Deci, uh, timp uh, sau timpul solar este mai lung decât timpul sideral. Așa că întrebarea este de, de ce s-ar uh, conduce Dumnezeu după timpul solar și nu după rotația până în sale și după timpul solar, care este o iluzie. Pentru ca Dumnezeu să conducă după timpul solar, trebuie ca să fixezi loc pe pământ unde această spunea creației are loc. Mai întâi, pentru că la nivelul planetei, o zi solară nu durează o zi și o noapte, o seară și o dimineață. Are nevoie de 48 de ore ca să înconjoare toată planeta. Uh, numai pe un, pe, un, pe un plat există o seară și o dimineață în 24 de ore pe toată planeta. Ca atare, dacă acționăm că Pământul e rotund, ceea ce era încă un semn de întrebare pe lumea soareoare, că erau mulți care întrebau, Sora White e adevărat că pământul e rotund și sora ei știa că pământul e rotund. Dar era o problemă aici. Fiindcă dacă pământul e rotund, se ridică multe probleme cu bine la sabat. Și erau printre acești adventiști primitivi, minți, care aveau o inteligență naturală și le plăcea să despice felul un patru. Așa că dacă pământul e rotund, problema sabatului se schimbă. Și el White răspunde, nu știu dacă e rotund sau plat, Dumnezeu ne va spune în veșnicie. Știu că trebuie să ținem legea lui Dumnezeu. Punct și fără comentare. eu mă întorc totuși. Nu este chiar de clar. de și Elenoit a refuzat să discute problema formei pământului cu oamenii mai puțin educați, însă cu minți inchizitive. Cât poate fi mai clar de atâta? În ce punct de pe planetă trebuie să țin sabatul? Vă dau două exemple. Un rus și un american se întâlnesc la Polul Nord într-o stație de cercetare. Rusul merge prin Siberia și apoi trece de cercul polar. Americanul merge în linie dreaptă prin Alaska și trece și el de cercul polar după aceea. Ajung la pol. Și ce de află cam vezi adventiști. Și se bucură că vor deschide sabatul împreună. Numai că atunci când rusul deschide sabatul, pentru americani este doar joi seara. Și atunci când uh, rusul închide sabatul, americanul doar le deschide. De ce? Pentru că cele două meridiane s-au întâlnit la pol. Mă rog, linia de timp internațională traversează în parte pământul în două, dar la pol. Nu mai există diferența între emisfera vestică și cea estică. Un alt exemplu, Doug Bachelor. Uh, ne spune că el vrea să facă o călătorie în spațiu cu naveta spațială, sau cu stația internațională spațială, vrea să facă turismul în spațiu, să petreacă câteva zile pe stația internațională spațială, că chiar până vine Isus, el nu mai are răbdare și vrea să vadă ce frumos e Universul, unde va merge când va veni Isus. Poate va ține și un seminar de, despre Orion, acolo, de, la, de pe stația spațială internațională. Nu, no, e nicio problemă. A mai fost și un musulman acolo care a ținut Ramadanul din Malaezia. De ce să nu ne vezi și care ține sabatul? Însă e mai ușor cu Ramadan decât cu sabatul. A fost întrebat, Dag, cum o să ții tu sabatul pe stația internațională spațială? Și a răspuns foarte simplu. Voi ține împreună cu comunitatea mea din Sacramento, California. Oriunde se ia stația e, internațională spațială, e, pentru că nu poți să ții e, în fiecare. E, mă rog, am înțeleg că încojoară pământul o dată la 90 de minute, da? Deci asta înseamnă că la fiecare 90 de minute e un sabat. Nu poți să ții sabatul în felul acesta. Și ca atare, bacelor va ține sabatul în primul comitatul din Sacramento. Am și o întrebare aici. De ce n-aș putea să țin și o sabatul la Chicago în primul cu o comitatul din București? Sau măcar cu una din California? Dacă pentru că prin natura lui sabatul este relativ. Și atunci dacă se un relativ, trebuie să fie legat de un anumit loc de pe planetă. Care este acest loc? Există mulți evrei ortodoxi care țin sabatul după timpul din Ierusalim și au dreptate. Ei consideră că Dumnezeu a... Sunt destul de logici ca să știe că pământul e rotund și fiind evrei, deci mai inteligenți decât majoritatea dintre noi, cei dintre neamuri, este cât logic. Este nu se poate ca să există o seară și o dimineață pe tot pământul 24 de ore, 6 zile la rând. Nu se poate ca săptămâna creație să vede din 6 zile de decât 24 de ore pe tot pământul. Ar fi 6 zile decât de 48 de ore, ceea ce ar însemna 2 zile fiecare zi la creație și așa mai departe o problemă foarte complicată pe care să o mai ținem. Simplu. Centrul pământului este la, Ier la Ierusalim, și noi ținem sabatul după timpul de la Ierusalim. Oriunde ar fi, în Japonia, în Hawaii, în Australia, oriunde. Ei nu țin sabatul după timpul de acolo. Țin după timpul din Ierusalim. Și este foarte logic. Pentru că se pare că Dumnezeu a fost într-un loc atunci când a creat lumea. Și El însuși, dacă s-a condus după ziua solară, care este o iluzie care avem noi de pe, de pe sol, din spațiu nu există zi solară, ci doar zi siderală, dacă Dumnezeu vrea să ne cont de rotația Pământului, poate să o facă. Dacă tot Universul ține cont de rotația Pământului când își măsoară timpul, e prima Universului. Dar nu poate ține cont de ziua solară decât dacă este undeva pe sol. Și asta nu poate fi decât la Ierusalem, spune evrei și au dreptate. Sau dacă nu, am mai discutat despre cazul din Samoa, când pieți oameni nu mai cei care sunt dar și care e duminica. Fiindcă linia internațională de timp, din motive politice, se schimbă ba pe o parte, ba pe alta. Și ei se trezesc cu sâmbătă în duminică sau cu duminica fiind sâmbătă. Așa că cât poate fi de clar? să vă spun eu cât poate fi de clar. E a fost întrebată în Norvegia, când a fost în Norvegia. A fost întrebată o soră, Hai ce facem cu cei care sunt la Cercul Polar? Sora a răspuns simplu. Cine a pus să se mute acolo? Bici oameni nu s-au mutat acolo. Bici oameni au fost acolo de mii de ani. Sunt adaptați să trăiască acolo și cultura lor este adaptată pentru viața la cercul solar. Dar până la urmă, e foarte simplu, de la, data, de la, ora când soarele e mai jos, până la ora când este iarăși mai jos. Nimic nu poate fi mai absurd, ca să spun sincer, decât aceasta. Și pe lângă faptul că la cercul polar ai o problemă, și problema nu este când, când este soarele mai jos sau este mai sus și când oarecum gândești că a apus, deci nu apune niciodată și nici nu răsare, nici nu mai literal. Acum, și acum am spus, problema la cercul polar este să știi care e sabatul și care e duminica, pentru că cele două se întâlnesc la cercul polar. Când este uh, sâmbătă în emisfera de, de, de est, este vineri pe emisfera de vest, da? Când este uh, sâmbătă pe emisfera de vest, este duminică în emisfera de est. Așa că aici este o confuzie și nu ține de soare, nu are de face cu ora, ci cu ziua. Deci, cât poate fi mai clar, întreabă treabă președintele Wilson, cât poate fi mai clar decât atâta, cât poate, cum poate fi mai confuz decât atâta, ce poate fi mai confuz decât acest al White, mai ales pentru un profesor. Imaginează un profesor care ce copii Asta începem să facem logică și gândire critică, că noi știți, noi și nu suntem nici potriva științei, nici potriva logicii, nici a gândire critică. Și asta să facem logică și facem gândire critică. Să Luăm ca exemplu ce spune Sorai despre sabat și hai să facem aici un exercițiu de logică și gândire critică să vedem ce iese. Mai departe. Atunci de șapte este, citez, meaningless, fără sens, fără o creație recentă de șase zile, uh, sabatul ziua șaptea este meaningless, fără sens, din punct de vedere istoric și teologic, uh, și cele mai multe doctrine se bazează pe Biblie. Și centrate în Hristos uh, și bazate pe vocea autoritare de asemenea devin meaningless fără sens. Ah, este mult de comentat aici, dar vă cer să aveți răbdare. Dacă adventismul este meaningless, fără o creație recentă, în șase zile, atunci adventismul este meaningless, punct. Deci dacă adventismul pe asta stă, pe ideea că dinozaurii a fost contemporan cu oamenii, că Universul are șase mii de ani și Dumnezeu a învârtit bagheta magică în fiecare zi și au făcut hocus-pocus și a mai scos ceva din Joben, atunci dați-mi voi să vă spun, adventismul nu este fără sens, irelevant, fără o creație recentă în uh, șase zile. Adventismul este irelevant, punct. Uh, Imaginați-vă puțin uh, numai ideea în sine pentru cineva care e un om de afaceri, să zic, și călătorește mult cu avionul. Și toată problema aceasta deja începe să devină uh, fără sens. Un om care traversează tot timpul în de timp internaționale, un om care trece de la o zonă de timp la altă, de zi, de, de, la altă zonă de timp în aceea zi. Uh, Valența noastră ajunge să relativizeze. Ce ajunge să relativizeze? Citeți mai departe. Că sabatul zilei a șaptea este fără sens istoric și teologic. De ce nu este așa? Pentru că sabatul zilei a șaptea este un simbol. Și îl accept ca simbol. Este simbolul adevărului pe care l-a spus nu te ci Francesc I anume că Big Bang și evoluția uh, necesită existența lui Dumnezeu. Dacă vreți, uh, este uh, simbolul nu al adevărului, ci al unui anumite credințe, da? anumite aserțiuni, dacă nu sunteți de acord cu ideea că acesta e un adevăr. Însă, uh, sabatul este un simbol, nu o uh, repetare săptămânală a zilei a șaptea, pentru că dacă este o repetare, dacă este o să, aniversare săptămânală, în primul rând trebuie să fii sigur că ciclul săptămânal n-a fost într-un dialogul istoriei. Ori din câte știm noi, ciclul săptămânal există numai de pe timpul Imperiului Asirian. Citiți, vă rog, Cartea Judecătorilor, Cartea lui Iosuf, întâia și a doua Samuel, întâia și a doua Împărați, în și a doua Cronici. Și arătați și -mi mie un loc în care se vorbește despre păzirea sabatului, Slavram, păzirea sabatului. Și să vă dați seama că nu putem susține că ciclul săptămânal a fost păstrat de la creațiune și cu noi și cu toți de evrei până acum. Sabatul nu este deci o aniversare săptămânală. Sabatul este un simbol. Simbolul unui concept pe care o citire nu neapărat literală a genezei îl, sugere, îl comunică. Și noțiunea de sabat când Dumnezeu a încetat, a întrerupt orice activitate creatoare, când tot a fost bine, de fapt este un simbol chiar și pentru Dumnezeu, fiindcă Iisus spunea, Tatăl meu lucrează și eu încă lucrez. Deci odihna a fost simbolică pentru Dumnezeu. Săbătul este un simbol, așa cum pâinea și vinul nu sunt trupul și sângele pentru o biserică neliturgică, ci sunt uh, simboluri, uh, la fel, sapatul nu este ziua aceea, ci este simbolul unei zile uh, în, în, sens, uh, în sens filozofic sau teologic. Așa cum a doua, uh, al treia din Geneza la care se referă pe Wilson spune în ziua când a făcut Dumnezeu ciorile și pământul și spune să-i că a făcut în șase zile. De fapt, și cele șase zile și ziua sunt simbolice, nu în sensul că o zire o mie de ani, ci... Uh, este simbolic în sensul că se referă la un anumit loc în timp, sau dacă vreți, la un anumit timp ideal, mai degrabă. Sabatul este deci un simbol și nu este irelevant istoric și teologic ca simbol, dacă nu există o creație literală de șase zile. La fel, toate doctrinele noastre bazate pe Biblie, de ce toate cad cu creația de șase zile, nu, nu pot să înțeleg lucrul acesta, Uh, și uh, centrate în Hristos. Uh, este greu de înțeles cum poate fi o teologie centrată în Hristos și în același timp cade și uh, sau stă cu săptămâna de șase zile cu dinozauri călăriți de oameni și cu doctrinele noastre centrate pe Biblie. Adică ori cele 28 de puncte, e Hristos. Și Pavel spune, ore prin har, ori prin fapte. Nu se poate și una și alta. Însă, dacă, dacă vreți să, 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 să țineți legea, galatene echipzuiți, Hristos nu va folosi la nimic. Deci dacă mergeți pe o linie doctrinară legalistă, renunțați la ideea că se cu Hristos. Cele două nu merg, nu se pacă. Dar aici îmi place și pe vocea lui autoritară. Ted Wilson are vocea autoritară, Elena are vocea autoritară, Joseph Smith are vocea autoritară, Mohamed are vocea autoritară, Moise are vocea autoritară, Isus nu are vocea autoritară. În sensul, în ce sens? În sensul că pe afirmațiile lui Isus nu poți să bazezi nici legi, nici doctrine. Isus nu este autorul unei dogme. Am mai vorbit despre asta, așa că trec mai departe. E un ceva foarte important. Și vă rog, atenție, că aici e ceva foarte important pentru dumneavoastră. Avertisment. Păziți-vă Împotriva. As, sau trebuie să fim categoric. Împotriva. Mai precis să citez exact. Președintele a avertizat pe adventiști. Împotriva asocierii cu oameni de știință și cu umaniști. Omul de știință e diavolul. Umanistul este anticristul. Nu vă asociați cu oameni de știință și cu umaniști nu vă asociați cu oameni care au o gândire științifică, o cultură științifică, că vă rătăcesc. Asociați-vă cu babe, cu, cu schizofreni sau cu jmecheri care vă mint, dar în niciun caz nu vă asociați cu umani și oameni de știință și cu unii care pretind că sunt adventiști, dau, au un duel cu privire la uh, săptămâna în șase zile. Deci izolarea completă, izolarea de orice dialog cu știința, cu umanismul, izolarea de oricine are, de oricine gândește și pune o întrebare, izolați -vă. De ce această izolare? Aș vrea să spun că așa cum Ratzinger, nu Ratzinger, mă scuzați, Francis, cântei, aduce ceva nou cu caracterul, cu afirmația lui, nu, nu cu faptul că acceptă teoria evoluției, ci prin felul cum privește teoria evoluției, ori se aduce ceva nou nu prin faptul că respinge teoria evoluției, ci prin argumentele pe care le folosește. În sensul că singurul argument al lui este argumentul de autoritate. Și mai ales prin radicalizarea categorică și a literalismului de ar și a izolării, a insulării adventismului. Adventistii în general sunt insulați. Este o problemă. Însă, Wilson vrea să ducă la extrem această insulare. Să nu discutăm, uh, Mă rog, nici măcar ca să-l salvezi. Țin minte, trec că v-am mai povestit când era Torp în București și m-am dus să vizitez un genetician român cu care am avut o mică conversație despre uh, inconsistența prezentării lui Torp despre creațiune. Și m-am tors, să spun Torp. Și a spus profesor român și uh, i-am recomandat să-l viziteze. vorbit vorbește bine în engleză, e bumbla prin America, are prieteni savanți la Harvard, uneori uh, face, prezintă, este vizitator și prezintă cursuri la universități americane și doar a zis, nu, tu nu trebuia să-i el despre știință. Păi i-am zis, păi, tu ai făcut o prezentare despre știință, prezentarea mea e prezentarea mea? Mă rog, e autoritară, ca să spun așa. Nu dialoga. nu dialogați cu omul de știință, nu dialogați cu evoluționist, nu dialogați cu umanistul, când vorbiți cu omul de știință, vorbiți cu șarpele sub ton. Și știți ce s-a întâmplat cu Eva. Să mergem mai departe. Citez, în esență, evoluția nu este știință. Ce ne spune asta? Același pește care ne spune să ne disociem de orice om de știință, să nu ne asociem cu oameni de știință, de niciun fel, ne spune că evoluția nu este o știință. Cred că orice cine pune aceste două afirmații cap la cap, înțelege unde merge ursa. Evoluția nu este o știință pentru oamenii care și-au construit propriul lor concept de știință, creaționism științific și așa mai departe, și care cred că și ce aia știință, că lor le-a dictat Dumnezeu prin spiritul profetic, adevărata știință și așa mai departe. Și ca atare omul de știință este omul uh, satanei. Uh, mai mai departe. Susțineți creaționismul sau faceți lucrul onorabil? Dați-vă demisia. Este important pentru ultima misiune a lui Dumnezeu să credem că viața are numai câteva mii de ani și tot universul a fost creat în șase zile, acum câteva mii de ani. Este important pentru ultima misiune a lui Dumnezeu. În ce constă ultima misiune a lui Dumnezeu? Întoarcerea lumii la barbarie a epocii bronzului, probabil. Nici măcar atunci nu exista barbarie. Egiptul și sumării erau mai avansați în știință decât suntem noi la data aceasta în, în, în această biserică. Suntem la nivelul păstorilor de capre din epoca bronzului într-adevăr, la nivelul ăla ne coborât, care credeau că Dumnezeu a făcut hocus pocus cu bagheta ma magică și iul, să spune, faci și dați-vă demisia. Uh, o să mă întorc puțin la problema arheologiei. Am fost și eu interesat să văd cine a organizat aceste conferințe și cine este sponsorul și organizatorul conferinței. Este un om de afaceri, numit Ed Zinke. Nu știu dacă se pronunță Zinke, așa se scrie. Poate Zinke sau Zanke sau Zenk, cum și spune el, numele sună german și un german, dar îi spun Zinke, da? Îl citesc în românește aici. Ed Zinke, citez teolog, om de afaceri și coorganizator organizator al acestei conferințe de știință și Biblie, îi să ia un interviu. Ed Zinke este președintele pensionat al unei companii numite Anne's House of Nuts. Cei care înțelegeți ce însemnează Nuts în idiom american, poate pute, pute, putem face aici o asociație interesantă, că se potrivește de minune. Deci Ed Zinke se numește pe sine teolog, este numit aici teolog. -am, suntem în epoca Google și m-am uitat și o să văd ce publicații teologice are acest Ed Zinke. Și am găsit uh, un fel de oră muzicală cu Napoleon și Satana și Alexandru cel Mare și Isus, o piesă de teatru. Am mai găsit un eseu despre pericolul evoluției teiste. Ca să vă spun sincer, nici una dintre ele, nu că este o lucrare teologică slabă, nu, este, nu că nu este lucrare, unui teolog, este nici măcar lucrare, nu este seminarist. Este un eseu de copil, de elev de liceu ce scrie, sau, hai să, mai, un termen mai familiar, sunt niște citate de ore muzicale, ce scrie acest Ed Zinke. Cum poate acest om de afaceri să fie, să fie, numit teolog? Mi se pare că faptul că un om cu bani, mă rog, Anne's House of Nuts, Anne este numele soției lui de ce date, vinde cei care sunt de similar, vinde acele trail mix cu nuci, alune, care se găsesc prin toate magazinele americane de multe ori sunt chiar în Dar nota 10, o, 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 companie care a avut succes și cred că a făcut bani buni și omul mult de felicitat pentru, pentru, pentru faptul că a prosperat în afaceri. Problema însă este că dacă ești un om de afaceri care sponsorează andrews și locuiești la Beren Springs pentru asta, nu, asta nu te face teolog. Zin că este, se pare, și creierul în spatele organizației Adventist Theological Society al cărei este să limiteze, în mod dogmatic, libertatea de exprimare și cercetare în Biserica Adventistă. În Biserica Adventistă, numai că nu ai voie să exprime, nici nu ai voie să cercetezi anumite subiecte. Vreau să spun la nivel academic, teologii la data aceasta. Și orice profesor trebuie să facă parte din această organizație, Adventist Theological Society. Dacă, și aici a depune un anumit jurământ ca la Opus Day, că va respecta, mă rog, anumite indicații teologice, fundamentaliste, dogmatice. Zinche este, se pare, principalul inițiator în spatele acestei organizații și din cauza să se teolog. Așa că Zincă este cel care a organizat această întâlnire, a coorganizat această întâlnire și omul să de teolog și se ia un interviu. Și Zinche este cel care, în urma acestui interviu, este uh, sau. Autorul articolului care e acest interviu, pe bază acestui interviu, afirmă că conferința s-a ținut Utah, în Utah, în statul Utah, din cauza locațiilor de arheologie, paleontologie și geologie relevante pentru dialogul de Biblie și știință. Deci trebuie să înțeleg că există arheologie biblică în Utah, foarte, foarte interesant. Așa că mă întreb și eu care este această arheologie și găsesc aici un. un Pasaj interesant din interviul luat de autoarele lui Eduard Zinke. Citez, citez din Eduard Zinke, marele teolog: Numele regelui David se află săpat la intrarea în cetate, mă rog, la porțile cetății, mai precis, ca să citez literal: entrance of the City's Gates la intrarea unde se află porțile cetății. La intrarea în oraș unde se află porțile cetății. Deci se află săpat la porțile cetății. Numele regelui David este săpat la porțile cetății. Care cetate? Nu înțeleg. Există doar două vestigii arheologice care au numele lui David. Unul este o stelă a unui rege sirian, al Hazaer se pare, care a învins coaliția izraelito iud, dintre Iuda și, Iuda și, Israel, despre care citim și în Biblie, pe vremea Ahab, și care spune că Dumnezeul lui l-a ajutat să învingă casa lui pe Israel și casa lui David, adică Iuda. Cealaltă inscripție este a regiului Moabit Mesha, tot secolul 9, în care de asemenea, se celebrează o victorie asupra Casei lui Iuda, de data asta a Edomiților. Mă scuzați, Casa lui David, a Edomiților. Deci acestea sunt singurele artefacte arheologice din antichitatea timpurie care cuprind numele regelui David săpat în piatră. Când a lui David la porțile cetății? Am două explicații. Am încercat să găsesc o explicație, nu știu ce vrea să spun acest domn Zinche, dar am două ipoteze și dacă aveți o altă ipoteză mai plauzibilă, puteți să o comunicați. N-am pretenția adevărului absolut, nu sunt președinte de Comerție Generale. Era să zic că nu sunt papă, dar se pare că aici rolele s-au mai schimbat. Uh, prima explicație este aceea că Zinche face o mare confuzie anume, vechi, cetatea veche sau orașul vechi din Ierusalim, a fost construit în secolul XVI de Soliman Magnificul. Și printre altele, Soliman Magnificul a făcut și un anumit turn al lui David, la poarta dinspre Iafa, numită poarta uh, Iafa, fiindcă acolo veneau peregrin din, din Iafa, din portul Iafa, sau poarta, dacă vreți, poarta lui David și acolo este și turnul lui David. Deci dacă cumva numele lui David este săpat acolo la porțile cetății, nu știu dacă este sau nu este, m-am uitat, n-am găsit nici că este, dar e numit turnul lui David acela, mai există acolo o piatră, o piatră veche care i-a fost atribuită că ar fi rămas din vechiul Ierusalim. N-a rămas nicio urmă din cetatea lui David, cea din Biblie, nicio urmă arheologică de la David și Solomon. Din cauza asta există îndoieli puternice la arheologi cu privire nu la existența istorică, dar cu privire mai, la, mai ales la magnitudinea descrisă în Biblie cu, la, de, relativ la David și mai ales la Solomon. Însă, uh, piatra aceea este care care legătură cu David și mai degrabă e poate o tradiție iudaică de, din, de după dărâmarea Ierusalimului de către romani. E o piatra care a rămas de la dărâmarea Ierusalimului. Însă, dacă există acolo numele lui David, se pare că acest Ed Zinke nu știe că orașul vechi din Ierusalim nu a fost făcut de David, ci de Solima Magnificul în secolul XVI. Însă există și o altă posibilitate. Uh, ni s-a spus, repet încă o dată, că conferința a fost făcută în Utah din cauza că în Utah se găsesc elemente de arheologie biblică. Asta e foarte interesant. De câte știu eu, până acum, stilul ăsta de arheologie, Indiana Jones, de a căuta urme ale evreilor în America, l-au făcut mormoni. La data aceasta, nici Biserica mormonă nu mai face asemenea arheologie, ci, ca să-și respectabilitatea, preferă să facă niște asociații între nume din cartea Angelului mormon și anumite... Nume găsit undeva în arheologia biblică, în Israel, nu în America. În America. Însă au existat entuziaști mormoni stil indiana Jones, care au căutat urmele celor 10 seminții pierdute în America, așa cum spune Angelul Mormon, și au găsit. Dar nu le-a văzut nimeni. Au găsit, le-au desenat, însă între timp s-a întâmplat ceva cu peștera aceea și cu locul acela. Și așa mai departe. Deci, asta este tipic în istorile mormonilor. Cartea Angelului Mormon a fost văzută, dar nu mai avem. Nu știu ce inscripție a fost găsită într-o peșteră, dar peștera aceea nu știu cum s-a acoperit, sau nu mai există, sau s-a întâmplat ceva cu ea, sau s-a pierdut locația, și așa mai departe. Așa că, dacă există numele lui David săpat în piatră, undeva în Utah, într-o într locație probabil controlată de mormon fundamentaliști, bănuiesc că pentru Eduard Zinche este un argument, și probabil că pastorii și oameni de știință și profesori au făcut o excursie și au văzut numelul David să bat în stâncă în statul Utah, și oricine are cât de cât informație despre uh, religia mormonilor și despre istoria stranie cu la manici și nefiți și cu toată uh, această istorie bizară a evreilor în, în, în America știu că este o pură ficțiune. Nu e nicio îndoială aici. Și știu că orice urmă arheologică a locuirii, mă rog, nefiților și la maniților pe toată Israel în America este fabricată. Și dacă undeva este săpat în piatră, este ca și dinozaurii, ca și urmele de om, și dinozauri în uh, Paloxi, în Texas, despre care voi mai vorbi imediat, fiindcă uh, care legătură și cu conferința la Wilson. Uh, însă, nu poate niciun profesor să ia în serios, dar probabil va accepta, pentru că, mă rog, uh, Ed Zink este un teolog. Deci, acesta este nivelul științific al conferinței și aceștia sunt teologii. Și acum, dacă după ce am, am trecut de teologi, aici zic că mare teolog care ne spune că numele lui David se găsește în Utah sau poate că solul meu a fost David. Acum trecem la un om de știință. Între uh, uh, oamenii de știință care au participat la această conferință și care a fost citat de președintele Wilson în favoarea noțiunii că uh, datele științifice ne dau posibilitatea să alegem ne trebuie să aducem partea biblică, sună deja cu procesul lui Galileo, se arată geologul Arthur G. Arthur G. Chad, cred că Chadwick de la Southern Advanced University, care, citez, are publicații științifice, are cercetări publicate în 50 de publicații mainstream. Data seamă seama, cineva care are publicații în 50 care are articole de cercetare în 50 de publicații de mainstream, cât este de faimos. Așa că, fiindcă sunt în epoca Google, am căutat și eu să văd ce a publicat acest, acest mare savant, Chadwick. Este ceva asemănător cu profesorul de renume internațional, Walter Feit. Pe Wikipedia, Walter Feit, ce profesor, evoluționist, savant evoluționist de nume internațional care a acceptat uh, creaționismul. Orice lucrare scrisă de un savant de nume internațional rămâne pe internet. Suntem în era lui Google. Așa că am căutat să văd câte lucrări a publicat Walter Faith între evoluții. N-am găsit niciuna, niciun titlu. Toate lucrările publicate sunt uh, seminarii, sunt în biserici împotriva evoluției. Deci nu sunt lucrări științifice. Sunt conspirațiile teoriile conspirative ale lui Walter Fait și pseudoștiința lui creaționistă. Acum nu contează faptul că Fait a fost profesor uh, de zoologie la o universitate marginală din Africa de Sud. Uh, însă, uh, nu am găsit lucrări publicate de el, în niciun jurnal științific important. Vă uh, spuneți cine ești tu, poate că s-a publicat jurnal științ științific cel la care tu nu ai acces. Poate că n-am acces la, la articol ca atare, fără să plătesc o taxă. Dacă plătesc taxa, am acces. Însă, nu merită să plătesc taxa. Dar, vreau să, dar aș găsi titlul articolului respectiv și tema lui. Aș găsi sumarul. Și mi s-ar spune, dacă vrei să-l citești, plătești 20 de dolari. Așa cum am făcut de multe ori cu lucruri serioase. Nu l-am găsit pe Walter Fainicare. Aș cum am la Universitatea lui din Africa. Și am scormit acolo. Și am găsit două titluri. Nu articole, doar două titluri legată de bolile animalelor de curte. Mă rog, medicină veterinară. Nu că ar fi ceva rău. Nu știu cum a tratat problema bolilor parazitare. Era vorba de paraziți animalelor de curte. Nu știu cum a tratat problema paraziților din Africa fără o paradigmă evoluționistă. Însă asta e problema lui, poate în sensul ăsta a fost și el evoluționist, că nu putea să trateze altfel problema. Mă întorc Arthur, Arthur Chatwick, un caz asemănător. 50 de publicații. Singurele publicații în care am găsit numele lui Chadwick sunt publicații uh, care aparțin unor think tank-uri creaționiste sau unor organizații religioase care luptă împotriva evoluției. Deci nu sunt publicații științifice. Sunt publicații pseudoștiințifice. Nu sunt publicate în mainstream publications, cum se spune aici. Sunt publicate în uh, în publicații marginale, sectare, ale unor organizații cum este Discovery Institute sau Answering Genesis sau mai știu eu ce organizații în această creaționistă, care în niciun caz nu este mainstream și nu este respectată și, nu este recunoscută în lumea științifică. Ba, am găsit chiar un articol al lui, că spunea că mă voi întoarce și la urme de dinozaur, am găsit un articol al lui care susținea o teză ridicolă, de care deja toată lumea râde anume că urmele umane la Paloxi, Texas, unde se spune că ar, s ar spunea că s-au găsit urme de om uriași și dinozauri împreună. Pe, însă, dacă mergeți pe site-ul la Adventist Geological Research Institute, la Geoscience, și citiți acolo care sunt argumentele care nu trebuie să le ridic ridicăm împotriva evoluției printre altele, este argumentul că s-a găsit urme de om și dinozauri în Texas. Acest argument, ni se spune, nu ține apă. Renunțați la el. Ne face ridicol. Dacă mergeți chiar pe Answer Genesis sau la Discovery, vă spun același lucru. Să lăsăm la o parte chestia cu urme de om și dinozaur, fiindcă deja s-au făcut de râs prea mult. Chiar și acești oameni care nu au simțit ridicolul lui recunosc că sunt prea ridicol, susținând că acolo în Texas există urme de om uriași lângă urmă de dinozauri. Bine, vă spun, am văzut fotografia, da. Am văzut și fotografii de OZN-uri și extraterestre, am văzut multe fotografii din asta. Dar incidental am fost și eu. Nu în Texas și în, în Oklahoma, am văzut urme de dinozauri în Limestone. Și dacă căuta neapărat să văd urmă de om, o găseam. Adică ceva care să fie oarecum așa săpat, așa o formă ovală, în sfârșit. Însă, uh, uh, ce este interesant, numele acestui zis savant care este citat, că el ar fi spus că datele sunt inconclusive pentru evoluție și pentru creaționism. Sunt de acord că sunt nu numai inconclusive, sunt total uh, șubrede în privința creaționismului. Acest uh, profesor de la Southern Adventist University de Geologie, poate unii dintre dumneavoastră îl cunosc personal, uh, se află pe o altă listă. Acolo este ceva mainstream sau ceva mai central. O listă de savanți, de oameni de știință, care au semnat o hârtie în care ei își exprimă dizidența față de teoria evoluției. Ați auzit asta, este de în de bisericile noastre. O listă de savanți, de cea mai mare reputație, toată lumea, foarte mulți savanți, nu știu câți savanți, acolo o listă întreagă publicată, au semnat un protest în care ei pretind că Creaționismul este o dizidență și design este o dizidență legitimă și vor să fie acceptați ca o dizidență. În sensul că în școli se prezintă și punctul lor de vedere și în universități chiar se prezintă și punctul lor de vedere. Da? Nici o școală, nici o universitate nu se vață creaționismul la, la ora de știință. Ei sunt o dizidență, deci este o concepție legitimă, suntem de mulți avanți, care este respinsă. Uite, vezi că e un complot. E intoleranță și peer review, ne spune profesorul nostru Walter Weib, că niciodată n-a publicat un articol peer review în viața lui, că peer review este o formă de teranie intelectuală și e clar că faptul că acești savanți sunt atât de mulți și ei sunt împotriva evoluției, înseamnă că sunt foarte mulți savanți care sunt împotriva evoluției și sunt respectabili și mari oameni de știință, dar nu sunt recunoscuți. Ce este cu această listă? Hai să vedem. Mai întâi, dacă ei numărul semnătorilor în total lista a fost făcută de scavrii și au mers în toată lumea să culeagă semnături. Dacă e numărul semnăturilor în total, este în total, toate numele sunt 0,06% din numărul profesorilor de știință din toată lumea. Nu vorbesc de numărul oamenilor de știință, pentru că om de știință nu este un simplu profesor cu PhD. Om de știință este cineva care are o contribuție, care are cercetări publicate în, în publicații uh, științifice, care a contribuit cu ceva la dezvoltarea unei ramuri a științei respective. Deci acesta este un om de știință. Uh, nu neapărat cineva care are un PhD sau este profesor de știință. Deci dacă luăm numărul oamenilor de știință sunt mult mai mici, este mult mai mic. De fapt, uh, uh, sunt foarte puțini oameni de știință și așa se par două categorii. Sunt câțiva oameni de știință autentici. De exemplu, este un inginer care a inventat, nu mai țin minte ce, aparat medical, cred că to tomograful. Există un meteorolog. Deci așa sunt oameni de știință autentici. Însă, pentru că sunt destul de bătrâni, însă nu au nicio legătură cu științele vieții. Deci atunci când un om de știință să exprimă într-un domeniu ca e a lui, se numește asta argument în autoritate. Ei nu au nicio legătură cu, cu disciplina la, în, la care obiectează, cu biologia. Doi, există biologi, oameni de știință autentici, care au o dizidență vis-a-vis -vis de Darwin, ortodoxia darviniană. Ce înseamnă ortodoxia darviniană? Este ideea că selecția naturală este singurul instrument prin care are loc evoluția. Sunt biologi care consideră că retrovirusii contribuie la, evolu la, evolu la evoluție, sunt uh, biologi care consideră că există mecanisme epigenetice care contribuie la evoluție, sunt uh, uh, biologi care resping ideea uh, evoluției lineare și aceștia sunt evoluționiști până în vârful unghiilor, dar resping ortodoxia darviniană. Aceștia au fost prezentați ca fiind printre dizidenți. Ceea ce e foarte greșit, pentru că adventismul neinformat, cum e de fel când citește despre această listă, își imaginează imediat că acești nume uh, sunt creaționist sau inteligent design și nu sunt. Mai departe, dacă luăm și așa această listă, vedem că numărul nu al savanților, pentru că nu sunt oameni de știință, autentici în domeniul științelor vieții, nu au semnat această listă, nici unul dintre ei. Dar sunt profesor de biologie, de științe naturale, oameni cu PhD în, în biologie și dacă luăm numărul lor, este numai a treia parte dintre semnatari. Dacă investigăm și pe aceștia, vedem că ei predau, au luat PhD-uri și predau la școli ca Liberty University, Oral University, Bob Jones University, Southern University, Southern Adventist University, Andrews University. Deci sunt uh, uh, oameni care uh, care predau la școli și au, -au uh, și au luat uh, doctoratul la școli, care nu numai că sunt denominaționale, dar au și o agendă politică foarte clară în contextul războiului uh, cultural. Deci ce rămâne? Practic nimic. Și totuși Uh, am auzit foarte des acest argument. Există o listă de oameni de știință care protestează împotriva teoriei evoluției. Hai să dau un exemplu. Uh, Ce-ați spune dacă uh, cuplurile gay în Statele Unite ar face o listă în care ar protesta împotriva noțiunii că căsătoria este între două persoane de sex opus și că căsătoria trebuie redefinită ca o relație între două persoane de același sex. Și dacă există și căsătoria între două persoane de sex opus, aceasta poate să fie tolerată, poate să fie văzută ca o alternativă, ca un stil de viață alternativ. Dar în principiul căsătoria însemnează căsătoria între doi bărbați sau două femei. Și care e argumentul? Păi există o listă din 0,06% din cuplurile din America, care acestea, 0, nu 0,6%, 0,06%, de fapt nici nu sunt atâția, ar fi 0,03% sau 0,02%, de fapt, dacă am luat cu adevărat și am pieptânat puțin lista aceea de, de savanți. Deci, aceștia, aceste cupluri uh, sunt un argument puternic că nu trebuie să-mi atât de sigur că, de fapt, un socio, bărbatul și femeia, sunt căsătoria normală. Ci căsătoria normală între doi bărbați sau două femei. Și căsătoria între căsătoria he 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 heterosexuală este ceva marginal, un stil, ceva alternativ. Sau, până la urmă, ai și asta și aia Amândouă sunt, până la urmă, au argumentele lor și argumente în defavoarea lor, dar una nu are argumente mai tare decât cealaltă. Asta spune noi, fiindcă suntem procentul acesta. Care ar fi primul răspuns? Răspunsul simplu ar fi, domnilor sau doamnelor, sunteți un procent atât de mic încât nu puteți să reprezentați familiile din America. Da, Deci, imaginați-vă că argumentul ar fi, există o listă foarte mare de familiști americani care susțin că noțiunea de căsătorie trebuie redefinită. Sunteți prea puțin ca să reprezentați familiile din America. Asta vă spune conservatorii. E bine, imaginați-vă că de fapt aceasta este situația cu list faimoasa listă de savanți care protestează împotriva teoriei evoluției. Dacă ar, exista, dacă ar exista un număr uh, semnificativ de oameni de știință care n-ar fi de acord cu teoria evoluției, ar exista măcar un curs într-o școală, ar exista un manual, ar exista o alternativă. Și nu există așa ceva. Orice curs de biologie este bazat pe paradigma evoluționistă, știința medicală e bazată pe paradigma evoluționistă, microbiologia e pe paradigma evoluționistă, geologia este bazată pe paradigma timpului adânc, astronomia e bazată pe paradigma timpului adânc. Practic, lumea științifică, comunitatea științifică, este una. Există vederi diferite, dar aceșt, uh, acest procent mic de tip care luat PhD la Oral University sau la Liberty University sau predau la Andrew sau la Sader, nu reprezintă comunitatea științifică, deși ei, timp că o reprezintă. Și aici ne duc în eroare. Deci am amintit aceasta pentru că acest singur om de știință amintit aici este Arthur Chadwick, unul dintre semnatorii acestei liste, un profesor de geologie care, așa cum am spus, se spune că are uh, lucrări publicate în 50 de, de, publicații principale și când veți găsi una, spuneți -mi și mie, o publicație serioasă care are numele lui, sunt un articol serios cu numele lui, bănuiesc că are o teză de doctorat și aia trebuie să fie serioasă, dar aia cu siguranță că n-a fost creaționistă. Vă mulțumesc că vom continua cu a treia prezentare în care uh, vom compara uh, modul diferit în care catolicii și adventiștii au răspuns la informații științifice noi cu privire la teoria evoluției. Ne revedem.